l-a întrebat un dregător zicând, Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Isus i-a zis, Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile, să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el a zis, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Atunci Isus i-a zis, încă una îți mai lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoare în ceruri și vino de urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Și văzându-l întristat, Iisus a zis, cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu: Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Zis sau cei ce ascultau, și cine poate să se mântuiască? Iar el a zis: cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu.